Sinagoga de la Vidin știm că este, face parte din patrimoniul UNESCO. Este o construcție extraordinar de interesantă. Are elemente de arhitectură neoclasică și este construită undeva din anii 1800. Eu sunt profesor la Facultatea de Arhitectură a Universității Spirul Haret și acolo am făcut niște proiecte pentru restaurarea sinagogii și pentru transformarea ei în sală de concert. That's great, that's great. One more thing about the two churches in Vidin built by your folk hero. Mateva Sarapu. Da, tell us more about that. Sfânta Petca și cealaltă care este lângă catedrala din Ortodoxă de la Vidin. Sunt două biserici extraordinar de interesante. Mi se pare foarte, foarte interesant faptul că aceste biserici sunt îngropate în pământ datorită faptului că în timpul otomanilor nu aveai voie să construiești mai înalt decât era un călăreț pe cal cu sulița ridicată. Și sunt două exemple de arhitectură extraordinară. Este vorba despre arhitectură bizantină construită de valahii din țara românească. Și lucrul ăsta este foarte important pentru a ilustra legăturile pe care valahii le-au avut cu populațiile românești de Dunăre. În orice caz, ar trebui să nu uităm că noi am dat două țarine ale Bulgariei, pe Ana și pe Anca, una dintre ele fiind fiind soția lui Stracimir de la Vidin, ultimul țar al Bulgariei, înainte de ocupația turcească.